Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit pe acest canal de YouTube. Ca de obicei, la microfon era să zic, dar așa și este, Cristian Ivaneș. Astăzi discutăm despre lucruri fundamentale. De ce? Pentru că ieri a fost 7 octombrie și tocmai s-au împlinit 324 de ani de istorie memorabilă, fundamentală pentru românii ardeleni. La 7 octombrie 1698, sinodul de la Belgrad, Alba Iulia, adică decide unirea mitropoliei ortodoxe de Alba Iulia de Belgrad cu Biserica Romei. Asta era un act fundamental, este actul de naștere al Bisericii Greco-Catolice, Bisericii Române Unite cu Roma. Sinodul împreună cu mitropolitul Atanasiu Angelu, cunoscut și ca Atanasie Angel, a formulat această zicere și o să vă citez în tocmai. Noi, vlădica, protopopii și popii Bisericii Românești, dăm știre tuturor că de bunăvoia noastră ne unim cu Biserica Romei și ne mărturisim mădularile cestei biserici sfânte a Romei. Actul unirii a fost semnat de întregul sinod, adică 38 de protopopi districtuali și 2270 de preoți și întărit cu sigiliul mitropoliei de la Belgrad, de la Alba Iulia, cum vă spuneam. Actul de naștere al Bisericii Române Unite cu Roma, al Bisericii Greco-Catolice. De ce aceste lucruri sunt într-adevăr fundamentale? Pentru că întemeierea Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolice, care la vremea respectivă, practic ce au făcut românii ardeleni, în marea lor majoritate, în imensa lor majoritate, au trecut de la ortodoxie la catolicism. Sigur că în actul de trecere și în gândirea acestor oameni, și am să vă spun imediat de ce au făcut-o, și au făcut-o dintr-un simț practic, și politic și național formidabil. Oamenii ăștia aveau viziune și s-au gândit așa. Bine, ok, marea majoritate, vă spuneam, a preoților a trecut la greco-catolicism, nu în integralitatea Transilvaniei românii ardeleni au trecut la catolicism, nu în integralitatea ei, dar o mare majoritate. Care au fost condițiile puse de românii ardeleni? Au spus așa, bine, noi trecem la catolicism, practic revenim la Biserica Romei, nu? Pentru că schisma ortodoxă a fost la 1054, deci se revine la situația ante 1054, revenim la Biserica Romei, dar avem condițiile noastre. Și anume, vrem ca ritul să rămână același. Ritul ortodox, ritul oriental, grecesc, de aia și spune Bisericii Greco-Catolică. Și mai vrem ceva, nu numai ca ritul să nu fie ritul vostru roman, occidental. Noi suntem obișnuiți cu asta, asta am făcut de secole, ne place așa, dar mai vrem o chestie. Noi știm, au zis ierarhii români din Ardeal, că voi, Biserica Romei, nu lăsați preoții să se căsătorească. Noi aici, de secole, fiind ortodoxi, preoții noștri s-au căsătorit, au familii. Insistăm ca asta să se întâmple și cu noi, catolici fiind. Și Roma a fost de acord și atunci Biserica Greco-Catolică și astăzi este o biserică unde preoții se căsătoresc și au familie, la fel ca Biserica Ortodoxă. Deci a fost fundamental gestul ăsta. Sigur că e adevărat, Viena era în plin proces de contrareformă și de catolicizare și a vizat românii ardeleni. Sigur că Viena, de asemenea, a spus, ok, hai să încerc să-i cooptez pe românii ardeleni, majoritari în Transilvania, în disputa mea cu maghiarii. Să am, deci, o pârghie. Toate astea sunt adevărate. Dar la fel de adevărat este că Biserica Greco-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, a fost motorul românismului din Transilvania. Biserica asta a dus la descoperirea națiunii, a identității naționale. Și o să vă spun de ce. Odată cu 1698-1700,
tinerii români din Transilvania au mers mulți de tot la Roma la formare. Și la Roma fiind, au descoperit, vedeți, ei veneau dintr-o Transilvanie super înapoiată și au ajuns la Roma și au ajuns la Vatican. Și dincolo de minunățile Vaticanului, Roma însăși, mă rog, a cității Vaticanului, Roma însăși, ca atare, ca oraș, forul imperial, columna lui Traian, toate cele rămase de la romani, copiii ăștia mai mari, români, din satele Transilvaniei, pentru că erau copii de țărani toți, au rămas cu gura căscată. Și au venit înapoi, ca preoți greco-catolici, super impresionați de ce văzuseră la Roma, și așa, prin școala asta făcută afară și întărcându-se înapoi, s-au întemeiat școlile Blajului în limba română, s-a încetățenit această conștiință că, mă, stai un pic, noi sigur de acolo ne tragem cumva, pentru că prea vorbim o limbă asemănătoare, ei învățau latină, tinerii ăștia acolo la Roma, își dădeau seama, stai un pic, limba pe care o vorbim noi de acasă cu limba latină pe care o învățăm aici, extraordinar, italiana, toate sunt sigur de acolo ne tragem, Dacia, romanii. Și pe măsură ce deceniile trec și se formează în secolul al XVIII la școala ardeleană această mișcare socioculturală, politică a românilor transilvăneni, care culminează această mișcare cu Suplex Libellus Valahorum, știți bine, de la sfârșit de secolul al XVIII-lea, și se naște aici, în Transilvania, la românii ardeleni și nu dincolo de munți, o să abordăm imediat și aspectul acesta, se naște mitul roman, adică mitul descendenței românilor din coloniștii romani din Dacia. Atenție, din Dacia, da? Nu dacii, pe daci, oamenii aceștia nu erau interesați de daci, dacismul n-a apărut acum, daci erau barbari, pe noi barbarii nu ne interesează, noi am rămas impresionați de Roma, de civilizația Romei, de cultura romană, de limba latină, de poeții și de scriitorii latini. Noi suntem urmașii lor aici în Transilvania. Dincolo de munți și letopisețul lui Grigore Ureche, care spune noi suntem, noi de la râm ne tragem, și mai ales letopisețul Cantacuzinesc, ambele sunt aproximativ la mijloc de secolul al XVII, la 1640 și ceva Ureche, 1660 și ceva letopisețul Cantacuzinesc. Ce zice letopisețul Cantacuzinesc apropo de români? Spune, bineînțeles, că e vorba de origine de limba latină care s-a transformat în limba română, dar spune letopisețul Cantacuzinesc, originea românilor este de la sud de Dunăre. Noi am trecut Marele Fluviu și am venit aici, am populat până și Maramureșul. Scrie omul, scriu aceste texte de secolul XVII. Ei, dincolo de munți, nu aveau mitul acesta că poporul român s-ar fi născut în Transilvania. Asta a venit cu școala ardeleană, asta a venit cu biserica greco-catolică. Că da, suntem noi urmașii Romei, dar urmașii Romei de aici, din Transilvania, urmașii romanilor care au fost aici în Transilvania, suntem noi românii, ziceau acești corifei, cum ni se spune, spunea ai școlii ardelene și așa mai departe. Oameni importanți, lingviști, oameni care au se ocupat de limba română, de gramatici, de scrierea și de grafia latină, înlocuind-o pe cea chirilică. Oamenii ăștia au adus Occidentul în Transilvania la români. Oamenii aceștia au fost un factor de occidentalizare formidabilă. Vă spuneam de școala ardeleană, de Samuel Micu, de Gheorghe Șincai, de Ion Budaideleanu,
de Petru Maior, toți oamenii ăștia, toți greco-catolici, bineînțeles, toți un fel de iluminiști, practic români din Transilvania, au fondat un iluminism interesant. Pentru că dacă iluminismul francez era anticlerical prin excelență, iluminismul acesta adus de școala ardeleană și de biserica greco-catolică în Transilvania nu era anticlerical, dimpotrivă, era propus de clerici și de biserica greco-catolică. Deci e fundamentală această aniversare pe care ieri am sărbătorit-o, de fondarea bisericii greco-catolice românești din Transilvania, pentru că asta va duce la occidentalizare, la modernizare, la mitul originii romane a românilor din Transilvania și deci a românilor în general, pe care cei de dincolo de munți nu l-au. Ei acceptau foarte bine vezi letopisețul cantacuzinesc de secol 17, că românii veneau din sudul Dunării și au populat pe aici tot restul și deci nu era niciun fel de problemă. Da, tot de la Râm și tot de la Roma și tot origine latină aveam, dar sud dunăreană, unde au fost romani mult mai mult decât în Transilvania, ca întindere de timp. Sunt ăștia greco-catolici transilvaneni care spun noi suntem urmașii Romei aici în Transilvania. Suntem urmașii coloniștilor romani din Transilvania. E o idee care va duce la emancipare națională și la cereri naționale mari, importante și care, până la urmă, duc și la Revoluția Pașoptistă, cea din 1848, unde liderii revoluționarilor români, liderii politici importanți, de la Simeon Bărnuțiu, la Laurean, la Ilarian, toți, iată, cu nume de rezonanță latină, toți erau greco-catolici. Și toți își fundamentau cererile tocmai pe acest mit. Noi suntem aici de atâta vreme și suntem oprimați, nu suntem recunoscuți, dar Biserica greco-catolică, printre multele câștiguri, a adus inclusiv o recunoaștere religioasă, dacă vreți, a românilor greco-catolici. Era foarte important. Nu mai era o religie tolerată, cum era cea ortodoxă, era o religie recunoscută, se creau școli, doar Gheorghe Șincai a fondat peste 300 de școli românești în Transilvania, se scriau gramatici de către acești intelectuali ai școlii ardelene de limbă română, se descoperea limba, se descoperea o nouă națiune, practic, era dezvăluit ca și cum ai scoate o, nu știu, așa, un văl de pe națiune și iată ce am descoperit, iată cum ne-am descoperit pe noi. O fi mit, n-o fi mit, nici măcar nu ne interesează acum. O fi adevărat, n-o fi adevărat, chiar nu contează. Studioșii naționalismului ca ramura istoriei în universitățile occidentale ne spun că de fapt națiunea este o invenție, este un artefact cultural și chiar n-are nicio importanță cum anume a fost. Important este că în secolul al XIX-lea, secolul națiunilor și al deșteptării naționale, nu doar la românii ardeleni, ci peste tot în Europa, chestiile astea au contat, au contat enorm. Apoi, în secolul al XX-lea, odată cu dictatura comunistă, Biserica greco-catolică, cea care, de fapt, fusese garantul occidentalizării și a legăturilor cu Roma, cu Vaticanul, cu Vestul, cu progresul intelectual, nu-i așa? Asta a fost, bineînțeles, percepută ca un dușman fantastic de către comuniști, astfel încât, la 1 decembrie 1948, printr-un decret, Biserica greco-catolică era obligată să se lase absorbită, era desființată și tot ce rămânea ca și cler, patrimoniu, mănăstiri, etc., era absorbit în Biserica Ortodoxă Română. Sigur că episcopii greco-catolici s-au opus, sunt 7 episcopi martiri, care au înfundat pușcăria. Unii au murit în pușcărie, alții au murit în afara pușcăriei după ani grei de temniță. Oamenii aceștia
au avut caracter, au avut credință, au avut morală, au avut integritate, coloană vertebrală și raspinări. Cazul era, să spun, cel mai tragic, dar oricum toate sunt tragice. Este al episcopului Iuliu Hosu, unul din cei care au citit proclamația de unire la Alba Iulia la 1 decembrie 1918 și care a avut un destin tragic, pentru că nici el n-a scăpat de urgia comuniștilor. Nu conta nimic. Biserica greco-catolică era un dușman feroce, pentru că, foarte simplu, ea asigura, de fapt, legătura mentală, culturală, identitară a românilor cu vestul. Și asta nu se mai putea accepta. Biserica ortodoxă, în schimb, era foarte cooperantă cu regimul comunist și deci n-a fost nicio problemă ca ea să fie adusă pe linie. N-are sens să mai insist asupra ideii. Știți foarte bine despre ce povestim. Astăzi, iată, la trei veacuri și ceva după acel eveniment, Biserica greco-catolică a ieșit din dictatură extrem de firavă, ușor, ușor s-a pus pe picioare și nici astăzi, după 33 de ani de libertate, de la momentul 1989, greco-catolicii români nu și-au recuperat de la fraților ortodoxi foarte multe din biserici, din mănăstiri, din patrimoniu. Nu a fost cu putință. Și disputa patrimonială persistă până în ziua de astăzi. Vreau să vă spun că în anii 30, 1930, la recensământul făcut de România Mare, greco-catolicii erau majoritari în Transilvania. Bineînțeles, astăzi sunt o mică minoritate din români, pentru că după tăvălugul comunist e greu, dar nu imposibil, e greu ca biserică să te repui pe picioare, mai ales dacă ai fost o biserică martir, iar biserica greco-catolică a fost așa ceva, o biserică martir. Ce reținem în final este că acești oameni, școala ardeleană, mișcarea asta culturală, ideologică, politică, până la urmă într-un fel, că nu putea fi altfel, a fost un iluminism românesc transilvanian, cum n-a existat dincolo de munți. Asta a venit pe filiera occidentală, evident, pentru că dincolo de credința catolică, de recunoașterea primatului papal, și ăștia erau numiți papistași la modul extrem de disprețuitor de către fraților ortodoxi, papistași, trădători. Dar acești papistași, acești trădători, practic ăștia au dus la deșteptarea sau, nu știu, apariția mișcării naționale române din Ardeal, din Transilvania, ăștia au dus la grafia latină, ăștia au dus la mitul Romei, cel originii românilor care vin din coloniștii romani din Dacia, deci din Dacia, atenție, da? În vreme ce letopisețul Cantacuzinesc vorbea de migrația românilor de la sudul Dunării, tot latinizați, sigur că da, tot de limbă romanică, dar de la sud de Dunăre, ăștia vorbeau de autohtonism, dar unul modern, tolerant, occidental. Și asta este, de fapt, ce au adus acești oameni și Biserica Greco-Catolică din Transilvania. Au adus Occidentul la românii ardeleni, au adus gândirea vestică, au adus desprinderea de veacurile acelea multe de închistare și balcanism, cu tot ce însemna el. De aceea a fost important să vă povestesc despre acești oameni și despre faptele lor din ultimii 300 și ceva de ani. Mulțumesc că mă urmăriți. Vă rog, abonați-vă la canalul meu de YouTube și dați-l mai departe prin Facebook, prin alte rețele sociale, prin alte mijloace, prin WhatsApp, prin ce mai aveți dumneavoastră. Și vă spun în încheiere, ca de obicei, sunt Cristian Ivaneș. Mulțumesc pentru atenție. Să auzim numai de bine!